Salutare, numele meu este Bogdan și astăzi vă voi arăta 3 exerciții pentru începători. Vom face unul pentru zona inferioară, unul pentru zona superioară și unul special pentru fesie. Vom avea nevoie așa, de o singură saltea și vom începe cu zona inferioară. Prima oară, picioare la nivelul umerilor, spatele perfect drept, pieptul mereu sus, privirea înainte, avem de făcut genuflexiuni simple, coborâm cât de mult ne permite nouă mobilitate. Nu vreau să forțăm spatele, genunchii vor merge mereu în exterior, niciodată spre interior, da? Ușor, coborâm, respirăm de fiecare dată când ne ridicăm. Asta este prima parte pentru zona inferioară. Pentru zona superioară. Pentru început, avem nevoie de o saltea pe care vom sta cu genunchii. Palmele vor fi la nivelul umerilor. Nu vreau să stăm cu fesierul în spate. Fesierul va fi ușor băgat spre înainte. Pieptul sus, privirea nu vreau înainte, vreau ușor la o distanță de 30 de centimetri față de noi. Coborâm ușor cu pieptul spre saltea și ridicăm la fel ușor. Lent și sus. Inspirăm pe coborâre, expirăm pe urcare. Bun. Asta a fost cel de-al doilea exercițiu. Al treilea, vreau așa. Ne vom întinde pe spate, tălpile pe sol, vom împinge din călcâie, nu din vârful, capul va sta jos și vom ridica fesierul cât de mult putem, încălzăm fesierul, nu și lombarul, niciodată să coborâm, să urcăm cu pieptul și nu cu fesierul. Fesierul sus, coborâm ușor, jos, relaxăm abdomenul, iarăși urcăm, strângem fesierul. Lent, sus. Lent și sus. Cam astea sunt cele 30 pentru începători. Vă așteptăm cu drag la Oriclass, să aveți o zi cât mai faină.